spuneți asta și în contextul lumii în care trăim, pentru că astăzi suntem îndemnați să nu ne mai uităm la greșelile noastre. Ni se oferă o viață spirituală, o ofertă spirituală, cu totul altceva decât cea creștină. Ni se oferă un mod de viață spiritual cu altul decât cel care îl avem noi de 2000 de ani. Vine acum masoneria cu New Age-ul și ne îndeamnă la să credem în orice altceva decât în creștinism, decât în concepțiile creștine, decât în ceea ce ne învață Hristos. Și prin ce? Prin Facebook, prin rețele de socializare, prin psihologii din școli, prin instituțiile statului și așa mai departe, prin presă, pentru că toate astea sunt în mâna masoneriei. Și de aceea întâlnim astăzi profesori în universități, mai ales în facultățile de psihologie, care ne îndeamnă să facem avorturi, ne îndeamnă să credem în reîncarnare, pentru că creștinismul este depășit. Aceasta este instituțional, nu este o persoană care își spune, își dă cu părerea. Mai ales în facultățile de psihologie, unde lucrul acesta se întâmplă la o scară largă, s-au făcut sesizări la asociația asta a psihologilor din România, ignorat complet, nu dau niciun răspuns, se fac că nu aud și că nu văd. Și asta de când? După 89, de când au venit cu schimburi de experiență din alte țări, profesori de psihologie, care vin și ne îndeamnă și ne învață profesorii noștri, elevii noștri din școli de psihologie, îi învață, de fapt, cum să-și trateze pacienții. Și își trateze pacienții îndemnându-i că prin reîncarnare vor avea șanse la noi șanse în viața viitoare să-și repare anumite greșeli. Sau în viața asta au șansa să-și repare greșeli dintr-o viață anterioară. Și tot felul de bazaconi din astea, care nu te îndeamnă altceva decât prin New Age să te ducă spre budism, spre toate religiile astea asiatice. Și mai vin acum cu dacismul, că trebuie să ne întoarcem la religia strămoșilor noștri daci dinainte de creștinism, care vin ca o mănușă pe mânecă, unde toate astea le potrivesc. Și toate astea, să știți, le simțim în societate din plin. Le simțim din plin. Pentru că New Age niciodată nu va veni să facă o rânduială bună în lume. Vedeți de când a crescut propaganda New Age în lume ce se întâmplă? Cât haos e în lumea asta? Auzim și spune și în Apocalipse. Veți auzi de cutremure, de războaie, de toate celelalte. Toate astea au fost gândite de cineva pentru a destabiliza rânduiala lăsată de Hristos în viață, în lume, în omenire. Și toate acestea, să știți, se întâmplă sistematic, pas cu pas. Nu sunt întâmplătoare. Nu sunt așa pornite din ceva necunoscut. Sunt toate sunt cu o rânduială, cu o rânduială demonică, gândită demonic, de niște minți iluminate, care de fapt întunecă lumea. Și o să vă dau un exemplu, ca să înțelegeți de ce budismul este o înșelare. Budismul pe care îl propovăduiesc psihologii noștri în școlile de psihologie, în facultățile de psihologie, este o înșelare. Pentru că el, practic, din punct de vedere mistic, este o înșelare foarte puternică, dându-ți impresia că trăiești într-o lume spirituală evoluată, dar de fapt este o lume spirituală înșelătoare. Și vă dau un exemplu care l-am întâlnit cu ochii mei. O tânără care practicase yoga a venit la mănăstire. Eram frate de mănăstire la Petru Vodă, începător. Era părintele Ioan Șișmănean. Nu cred că toată lumea îl cunoaște. Un părinte mai așa, nu era el așa un părinte care să aibă niște învățături fixe, tipizate, așa, dar în schimb știa cum să vorbească cu omul, știa cum să discute, să-i explice omului niște lucruri. Și a venit la părintele o fată tânără care practicase yoga și a spus: părinte, văd la tine o aureolă de lumină în jurul capului. E clar că diavolul te înșală de nu te vezi. Și îngerul, și diavolul se poate preface și în înger de lumină. Și dacă diavolul se poate înfrace în înger de lumină, cum să nu-ți facă ție o iluzie optică la mintea ochilor?
Zice, părinte, văd o aureolă la capul tău așa, vai, părinte, ești în sun. Încercându-l pe părintele să-l alunge, să-l trimită în mândrie, să-l arunce în mândrie. Dar părintele era smerit și nu s-a lăsat pradă la asta și a spus, da, o vezi, nu, hai că-ți fac niște rugăciuni. Și a făcut părintele niște dezlegări la fată. Și după ce a făcut dezlegările, și uite-te la mine, acum cum mă vezi? Acum vă văd fără aureolă. Nu se mai vede aureola. Ei, vezi cum te-a înșelat diavolul? În momentul acela, fata și-a dat seama că este între înșelare. Și de ce spun treaba asta? Fata aceea a intrat în yoga datorită unui profesor de psihologie de la școală, pentru că era studentă la psihologie. Și câte și câte cazuri. Și a stat de vorbă cu mulți elevi de la școlile de psihologie și mi-au confirmat că în școlile de psihologie învață despre reîncarnare. Învață despre meditația transcendentală. Despre toate nebuniile astea asiatice care vin în Europa și ni se prezintă nouă ca o gimnastică sau ca o știință, dar practic ele au consecințe grave în mediul spiritual, aruncând lumea în înșelare și împotriva lui Hristos.